Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la ordinea de zi. Foarte multe subiecte interesante astăzi, scandaluri cât cuprinde. De fapt, ne-am cam obișnuit să le anticipăm de la o zi la alta. Țineți minte aseară că remarcam un lucru și anume faptul că după valurile acelea de negocieri cu FMI-ul, Comisia Europeană și, bineînțeles, Banca Mondială, ieri totul părea foarte liniștit. A fost, de fapt, liniștea dinaintea furtunii, pentru că războiul acesta între putere și opoziție s-a declanșat cu o mare virulență astăzi. Motivul? Tot bugetul. Ne-am început într-o anumită parte a presei. O să vorbim astăzi seară și de presă, pentru că se anunță un tsunami în toată presa națională, cu concedieri, închideri de televiziuni și alte chestii. 2015 este un an foarte dificil, din câte se pare, pentru media. Ne așteptăm la multă austeritate. Deci, spuneam asta, vedem în scandalul acesta, de fapt, ce? O parte a presei, presa insolventă, cum o numesc ceilalți, în care au declanșat cu o virulență, nu s-a dat bani de la buget pentru aia, nu s-a dat pentru aia. Și, cum să vă spun eu, bomboana pe colivă a fost DNA-ul. A ieșit Laura Codruța Kövesi și a început să facă scandal că bugetul DNA-ului este mult mai mic, să vedeți și că să vedem că, de fapt, practic să găsim bani doar pentru DNA. Nu mai trebuie bani la sănătate, nu mai trebuie bani la, eu știu, la învățământ, la orice altceva, trebuie să dăm doar la DNA. DNA-ul care, atenție, are vreo 160 de angajați. 160 de angajați la vreo 25 de milioane de euro buget, e cam mult. Adică ce salariu avea ăștia la DNA? În fine, e, din câte știu eu, informație clasificată, nu se știe cât are un angajat la DNA, dar cum e bătaia pe posturi în ultimul timp, bănuiesc că merită efortul de a lucra în DNA. Dar nu asta am vrut să spun. Problema e alta. Laura Codruța Kövesi și ce cere de fapt? Că de fapt banii sunt în buget, în bugetul Ministerului Public. Spune de fapt că vrea o foaie distinctă cu bugetul pe acest DNA. Păi bun, DNA traducere înseamnă Departamentul Național Anticorupție, da? Adică e un departament în interiorul Ministerului Public. Păi bun, dacă toate departamentele ar avea buget distinct, de ce mai avem Ministerul Public? Să plece acasă și Ministrul Justiției, să plece și Procurorul General, că avem DNA. Bun. Nu, e o idee. S-ar putea să avem mari probleme din acest punct de vedere, că din câte văd eu, toate autoritățile noastre se supun DNA. Bine, le e frică de DNA, asta e clar, și probabil din motive întemeiate de încălcarea legii. Dar nu asta vreau să spun, ci faptul că nu mi se pare normal să te rățoiești din fruntea unei instituții până la urmă mică, că vrei tu să faci nu știu ce. Și în momentul când te ajută Monica Macovei, e clar că o iei pe lângă lege. Apropo, CSM-ul a stabilit astăzi că și Monica Macovei și Victor Ponta și Traian Băsescu au influențat justiția. Nu le-a făcut nimic decât a remarcat acest lucru. Ne întoarcem. Problema e, am auzit astăzi, mamă, că în ultimii 2 ani DNA-ul a adus la bugetul țării vreo 500 de milioane de euro. În momentul când am auzit o asemenea realizare, da, nu-i mai dăm 25 de milioane, hai să-i dăm 50. Dacă au făcut asemenea realizări, e super, e foarte bine. Funcționează justiția în România. În momentul însă, dacă te uiți și la ANAF, că să vezi ce s-a întâmplat cu dosarele, știți câți bani a făcut DNA-ul? Verificați în surse publice. Decât banii confiscați de la Voiculescu. Ăștia sunt toți banii pe care i-a adunat DNA-ul în 2 ani. Banii confiscați de la Voiculescu cu ordin, știți dumneavoastră, și nu mai intrăm în discuție. Acum nu mai e atât de, să spunem așa, de încurajator, sau nu trebuie să credem pe cuvânt chiar tot ce vedem la televizor și pe știri. Dar îngrijorător ar fi, deci asta
primul ministru și bănuiesc că și președintele viitor. Că nu-l văd eu pe Klaus Iohannis în stare să se ia de piept cu DNA-ul, nici n-are de ce, dar mă refer ca idee, o să vedeți că de fapt România nu mai e condusă de politicieni. Nu mai avem președinte, nu mai avem premier, nu mai avem parlament, vom avea DNA-ul. Păi de atunci bun, să candideze DNA-ul. Așa? Să alegem președintele DNA-ului să ne conducă. Poate n-ar fi rău dintr-un punct de vedere al încălcării legii, dar mi se pare cel puțin deplasată ieșirea de astăzi. Mi se părea mai normal, da, o conferință de presă, uite domne, nu ne dă tot bugetul, nu știu ce, dar scandalul care l-a făcut a fost nu pentru că nu existau bani, încă o dată, din ce am văzut demonstrațiile ministrului bugetului și chiar declarațiile ministrului justiției și al primului ministru, banii existau. E adevărat, nu erau distinct puși, dar în bugetul total nu era o scădere. Vreau să vă spun însă că alta e problema. Procurorul șef al DNA vrea să fie total independent, deci nu se supune nimănui. Deci nu e o ierarhie. Ce departament? DNA-ul dă ordine, și așa a făcut până acum, din nefericire, la papagalii respectiv din funcțiile mai sus, mai sus de ea. Nu mi se pare deloc în regulă, apropo de funcționarea justiției din România. E adevărat, a apărut și în alta curte care a spus, președinte a spus și a dat, domnule, avem bugetul mai mic. Aici e de discutat și cred că e foarte bine că s-a intervenit și justiția merită, să spunem, banii respectivi. Am văzut însă și o explicație de ce le trebuie atâția bani celor DNA. Spun, domnule, când ni se solicită expertize, noi trebuie să finanțăm expertizele respective cu banii. Păi bun, dar banii pe expertize se recuperează. Până acum nu s-au recuperat. Asta am înțeles eu. Dacă e adevărat, avem o problemă. Și încă apropo de activitatea aceasta a DNA deosebită. Vă spuneam, dacă doar banii de la Voiculescu s-au luat, nu mi se pare în regulă. Au fost atât, sunt sute de parlamentari, zeci de președinți de consilii județene. Haide, domne, hai să-i vedem în instanță. De fapt, noi ce facem? Trimitem desantule, cum am mai spus, îi săltăm, le dăm pe acolo, ori la domiciliu, ori rețineri și apoi la domiciliu și deocamdată procesele se duc ani de zile. Nu mai ține chestia că vezi, doamne, justiția îi devine că nu dă condamnările. Nu. Deocamdată trebuie trimise dosarele în instanță și trei judecate. Aici e problemă. Și după cum am văzut acum ordonanța aceea cu arestul la domiciliu, se poate până la 2 ani. Așa că 2 ani de cercetare, mai judecăm încă câțiva ani, cei împricinați dau dosul până ajunge la condamnări. Iar banii nu-i confiscăm, deci dacă e de lapidare, dacă sunt chestii de genul, nu confiscăm decât la Voiculescu. Nu că n-ar fi bine și n-a fost întemeiat acolo, dar parcă ar mai fi nevoie și de alții. Deci, apropo de subiectul prim de care discutam, ministrul bugetului Darius Vâlcov a promis că DNA va primi bugetul cerut. De fapt, vă spuneam, bugetul era prevăzut, deși printre cifrele acelea se strecuraseră diverse probleme. Deci, per total ieșea, dar pe capitole nu ieșea. Asta nu înseamnă că nu e o eroare a Ministerului Public pe care trebuie să corecteze. Dar mi se pare un scandal creat doar pentru a se arăta că se lucrează sau ce rău e guvernul și ce bun suntem noi alții. Să vedem și rezultatele. Pentru că, încă o dată vă spun, rezultatele încă lipsesc. Deci nu, rezultate nu sunt telea că l-am săltat pe ăla, că l-am plimbat cu mascații, că am văzut la televizor, că avem 30 și ceva de președinți de consilii județene din 40 și nu știu cât, din 42, arestați, reținuți sau cum sunt. Hai să-i vedem condamnați, să-i vedem pedepsiți, să vedem averile confiscate. Da, atunci sunt rezultate. Până atunci e gargară. Bine, unii se pricep să o facă foarte eficient. Departamentul de zgomote e foarte bun la unii, în timp ce, la momentul de față, cei de la guvern sunt într-o defensivă totală și dacă nu se pricep, să lase, domne, pe alții.
Deci nu văd. De la Gabriela Firea și până la Elas, mi se par toți, parcă atunci, acum s-au trezit așa dintr-un coșmar și încearcă să reacționeze, dar încă sunt marcați de eveniment. Bun, s-au pierdut alegerile, se merge mai departe. Sau, bun, se pleacă de la guvernare, dar trebuie să funcționăm normal și nu știu dacă o societate care ne bazăm, o societate democratică se bază doar pe instrumente de forță, putem să facem ceva. Mă surprinde totuși de ce le e frică unor politicieni. Singurul care a încercat și a ținut DNA-ul sub control a fost Traian Băsescu. Știți cum făcea și cu parchetul general? Acum nu știu, politicienii actuali se pare că nu au, cum se numește, sânge în instalație să facă ceva de acest gen. Probabil că știu ei de ce. Mergem la un alt subiect, un subiect care se dezbate, deja a ajuns subiect foarte important. O lună fără soare în București, cea mai lungă perioadă din ultimii 5 ani. Ne se explică cauze și ce declanșează și în orice caz o să apară și soarele. Acum vreau ca să fiu rău, cred că n-a mai apărut soarele de când a pierdut Ponta alegerile. Dar asta e altă treabă. Faza asta de a meteo, domne, că vedeți, că sinucideri, că mi se pare un subiect în lumea contemporană. Sunt unii care nu ies, apropo de generația Facebook, ăștia nu ies din mall cu lunile. Deci în condițiile astea că nu apare soarele câteva ore pe zi în București sau în altă parte, nici nu-l văd. Probabil că nu văd soarele de pe nisipul de la Mamaia până anul următor tot acolo sau în altă parte. Dar asta e altă treabă. Deci mi se pare o știre atât de puțin importantă și vedeți toate agențiile de presă, televiziunile, am văzut breaking news pe chestia asta, 3 zile fără soare în București și că nu știu ce. Ce? Asta e ca să, cum să vă spun, ca să n-avem, să avem subiecte. Deci nu mi se pare o știre foarte, foarte serioasă. Spuneam prietenilor de pe Facebook că vom vorbi tot de buget, îmi promisesem să discut și din alt punct de vedere. La momentul ăla nu văzusem reacția, să spunem așa, a DNA-ului. Sunt unele lucruri care rămân destul de proaste, slabe pentru bugetari. Adică, practic, nu vom avea un an, să spunem așa, care să aducă foarte multe lucruri pentru bugetari. Cu excepția sănătății și învățământului, care au o creștere de circa 10%, nu se întâmplă nimic în sistemul bugetar, practic salariile îngheață. Dar atenție, cele două domenii au salariile cele mai mici din grila bugetară. În aceste condiții, era pe undeva normal să se ia o asemenea decizie. Pe de altă parte, sistemul bugetar are 1 milion și ceva de oameni. Deci gândiți-vă că doar o treime din sistemul bugetar primește aceste măriri, dar atenție, nesemnificative. Că una e să pui 10%, 1 milion la 10 milioane, să spunem, dar nu, sunt și salarii mai mici în sistem, în cele două sisteme, și alta să pui 10% la salariu dintr-o primărie a unui contabil șef, de exemplu, sau nu știu, a unui secretar șef sau ce funcții mai sunt într-o primărie. Nu mai vorbesc că la primari salariile au crescut de la 1 iulie, din ce mi-aduc eu aminte, și încă într-un procent semnificativ. Ce vreau să spun cu asta? Nu începe, că am văzut, știți, se practică o chestie și a fost ani de zile, s-a practicat un război între domenii. Adică, știți cum spunea președintele Traian Băsescu că bugetarul este, deci un om care poartă un bugetar în spate, știți, acea figură de stil și nu mai poate duce și nu știu ce. Bun, ăla era sectorul privat. Vreau să vă spun că și acum se încearcă aceeași chestie de a învrăjbi diverse categorii sociale. Mai întâi vreau să vă spun că așa e societatea contemporană, are nevoie de toate segmentele sale. Nu putem funcționa, să zicem, fără sistemul sanitar, așa cum e el. Nu putem funcționa fără învățământ, așa cum e el. Nu putem funcționa fără
polițiști, fără judecători, apropo de sistemul juridic, nu se poate fără ei. Toți sunt bugetari. Chiar fără companiile naționale. Așa că în condițiile este de a privi totdeauna acesta, mamă, a crescut la judecători sau a crescut la profesori sau nu știu ce și hai să ieșim și noi în stradă, nu știu dacă e cea mai... E adevărat, toată lumea încearcă să-și obțină drepturile și drept e drept, de prin 2009-2010 nu s-a mai pus nimic la salariile din sistemul bugetar, de la celebra reducere a lui Traian Băsescu. Bun, deci o creștere este necesară, mai ales că dacă n-ai o creștere de salariu și prețul le-au tot crescut, nu o să ai cum să ai consum. Ori noi, acum problema asta este de a încerca să stimulăm cumva consum. Consumul poți stimula doar prin salarii mai mari. Că vreau să vă spun altă chestie, că dacă sistemul privat ar funcționa și ar da salarii mai mari și ar crește măcar în sectorul respectiv, ar fi ok. Pentru că, pe de o parte, unii din domeniul public ar pleca spre sistemul privat, pentru că unul din domeniul public sunt performanți și ar găsi locuri fără probleme în domeniul privat pentru salarii mai mari, ar reduce presiunea pe sectorul bugetar și am putea reduce și sectorul bugetar. Cum nu se întâmplă, ba din contră, presiunea este mare afacere la acest moment și în Gorj, pentru primari, pentru directori din diverse, ăsta e să-și angajeze copiii tot la stat. De ce? Foarte simplu. Pentru că deocamdată doar statul, sistemul public, oferă niște salarii sigure. Nu neapărat mari, dar sigure. E, aici ar trebui să stăm de vorbă și poate, dacă tot avem un nou președinte, că vom avea sau nu un nou guvern, trebuie umblat și aici, de fapt, creșterea aceea economică de care vorbim noi în ultimii ani să se vadă și la nivelul salariilor. Din câte se pare însă, 2015 pare să scrie din nou pe noi austeritate. Și nu mă refer aici că îngheață sectorul bugetar fără creșterile acelea anemice, dar și nu se dau în continuare nici tichete de vacanță, nici tichete de nu știu care, că mai erau pe lege. Problema e că și nici celelalte facilități care trebuiau să se dea 500 de euro, cred, la nașterea unui copil și alte lucruri, nu se dau nici în anul acesta. Dar nu s-au dat nici anul trecut, nu s-au dat nici acum 2 ani, nu s-au dat nici în 2010. E, acum vreau să vă spun însă că mafaldele din media românească sunt iar nu dă, iar nu face. Deci din acest punct de vedere, dacă n-am dat nici în anii trecuți, sau și dacă, să zicem că prin absurd erau prinse, prin absurd în sensul că bugetul e cum e, apărea ăsta, mamă ce se întâmplă, că nu sunt bani pentru ăstea. Păi bun, nu sunt bani și nu se dau. Păi de ce nu se dau? Deci cum am dat-o, nu e bine, ca să vă spun, în România noastră mare și frumoasă. Vă spuneam însă că vin vremuri grele și în media, nu mă refer la Gorj, unde și aici se vorbește de o restructurare a pieței media, de fapt se vorbește în fiecare an, însă vreau să vă spun că ceva se întâmplă, uitați-vă și dumneavoastră pe anunțuri. Dacă v-ați luat după anunțele din media gorjeană, ar rezulta că în fiecare zi vă puteți angaja în presă și aveți de unde alege posturi cu duium. Așa o fi, nu știu. Dar aș vrea să vă anunț însă altceva. Se vorbește de câteva evenimente media puțin plăcute. România TV a anunțat deja reduceri de personal, undeva 10-12%. ProTV-ul știți deja că a avut ceva reduceri foarte mari, B1 TV are asemenea lucruri, de fapt B1 și Realitatea au mari probleme și sunt și în insolvență și, atenție, Antena 1 și Antena 3 se pare că vor fuziona și urmează reduceri de personal. De ce vă anunț acest lucru? Că aceste restructurări pot afecta chiar calitatea produsului media care ajunge la dumneavoastră. Să știți că în momentul când se reduce o instituție, își reduce activitatea, nu e un motiv de, chiar dacă să zicem televiziunile, mă refer la televiziunile centrale, chiar dacă sunt adversari între televiziunile respective, nu e un motiv de bucurie. Însă altceva vreau să vă spun și o să citez din mesajul pe care l-a trimis
managerul de la România TV către proprii angajați, în care ce se spune despre 2015, și aici ar fi o problemă, s-o și comentăm. Deci toate foarte multe instituții media se pregătesc să ia măsuri severe de restructurare în perspectiva anului 2015. ProTV, cum spuneam, a trecut deja printr-o serie agresivă de disponibilizări, Intax legat să anunțe măsuri similare pentru Antena 1 și Antena 3. Dintre stațiile de știri, Realitatea și BNTV funcționa deja la limita de avarie pentru 2-3 luni și doar campania electorală a făcut să nu se vadă acest lucru. Dar atenție ce se spune, urmează un an de austeritate în toate domeniile. E, dacă aceste televiziuni mari se pregătesc de asta, și știți că sunt în general vorba de posturi foarte bine informate, de ziariști foarte bine informați, înseamnă că nu va fi un an ușor. Suntem la final de an pe undeva, trebuie să anticipăm aceste lucruri, să ne pregătim. Dar, pe de altă parte, nu va fi mai rău decât până acum, cum se spune, românul trebuie să fie optimist. Sau dacă o luăm ca românul optimist, bam, se poate și mai rău, știți? Mergem la alte subiecte și unul dintre ele, vreau să vă spun, e unul care îmi place și îmi place nu din... mi-aduc aminte de Tăriceanu, știți că era pe podul de la Agigea, dar pe un pod nou. Și știți că s-a făcut de râs în toată țara când el spunea că știe podul respectiv, că e modernizat. Dar săracul vorbea de podul care e la vreun kilometru și ceva mai încolo. Culmea se vedea de pe pod, dar Tăriceanu n-avea ochi pentru el. Dar de ce mi-aduc, știți, aseară Tăriceanu a ieșit în fața media și spunea vrea 5 ministere sau negociază pentru 5 ministere, dintre care finanțe, bla 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 bla. Dacă i-ar fi dat dreptate, te gândeai, bă, frate, deci stau numai liberali în guvern, PSD-știi poți să pleci acasă. E, n-a prea fost așa, că după ce a cerut Ministerii Economice pentru intrarea la guvernare, Tăriceanu a ajuns după negocieri să ia doar praful de pe tobă. De ce? Nu a obținut decât Ministerul Finanțelor. Nu a obținut Ministerul Finanțelor, ci doar Ministerul Economiei, dar atenție, fără energie și IMM. Adică un Minister al Economiei care te numești tu Ministru al Economiei, că nu prea ai alte atribuții. Se pare că mai are de ales între relația cu Parlamentul, educația sau cultura. Cum de regulă, din anii ăștia 25, cât a fost PSD-ul la guvernare, n-a lăsat niciodată educația cât a fost PSD-ul la guvernare, nu mă aștept că aici acum se întâmplă la fel. Deci probabil ea cultura sau relația cu Parlamentul. Și, atenție, nici funcția de vicepremier, cum le-a spus, de fapt, Liviu Dragnea. Așa că, în momentul când se umflă mușchii pe tine și mă duc la negocieri și fac praf și te întorci pe scut, asta este. Dar între timp poate nu s-a lămurit, săracul s-o fi dus la negocieri numai cu planul acesta. Poate doar nouă ne-a spus că are în vedere nu știu ce, dar o fi cerut acolo doar ministerele respective, ca în cazul podului de la Agigea. Asta e. Așa e cu politicienii noștri, mai ales când ajung la o anumită vârstă, când încurcă numărul de femei și alte de soții și alte lucruri. Dar apropo de știrile zilei, vreau să vă spun că între timp a început de ieri și-a reluat, sau de astăzi și-a reluat activitatea și Consiliul Național al Audiovizualului. E foarte bine pentru că a fost o perioadă de câteva luni în care nu s-a mai reunit. Acum probabil și lucrurile se normalizează pe piața media, pentru că au fost multe excese în campania electorală, nesancționate, pentru că n-a fost cine să le sancționeze. Acum, această instituție, practic, și-a reintrat în pâine și acum se pot face lucrurile. De știrile, cum spuneam, apropo de știrile zilei,
vreau să vă spun că avem, apropo de țara, deci România, țara tuturor posibilităților și al multor neputințe, n-am înțeles de ce, dar Partidul Popular European, grupul Partidului Popular European, vrea să discute votul din diaspora din România și cum să facem legea, vor să-l discute la Bruxelles. Nu prea văd care-i treaba Parlamentului European pe relația cu România. Dar vreau să vă spun, apropo de Parlament, dacă n-ați văzut știrea, s-a descoperit încă o bombă, gata să explodeze, bombă de pe timpuri, așa, la vreo un obuz de calibru 130 de milimetri. Deci numai că sunt pe o bombă cu ceas Parlamentul din punct de vedere social și al populației, așteptărilor populației, dar iată că la propriu sunt bombe în preajma Parlamentului. Mai aflăm, apropo, nu e o știre bună, dar trecem și o amintim și pe ea, tot din media este, și anume trustul Mediafax, de fapt trustul Sârbu, cel care s-a rupt de ProTV, are mari probleme, după 11 arestați, au mai fost vreo 5 astăzi, tot pentru evaziune fiscală, se pare că grupul intră în disoluție, au fost foarte mari problemele acolo. Nu știm acum, dar e vorba de ziariști din câte am înțeles astăzi. Nu, până la ora aceasta nu s-au precizat, cine sunt vizați, cei care sunt vizați, dar cu siguranță sunt probleme pentru ei și poate și pentru spectatorul, consumatorul de media, care poate să rămână fără aceste surse de informare. Deci, din acest punct de vedere, cum spuneam, indiferent ce instituție media ar fi, e o pierdere pentru populație dacă serviciul respectiv dispare din rațiuni economice. Dar de aici și până vreau să vă spun că nu sunt de acord nici cu poziția adoptată de, să spun, anteniști, care spun, ăștia n-au dreptul să mai vorbească realitatea, evenimentul, B1 și toate celelalte, că sunt în insolvență. Și ziariștii nu sunt vinovați de asta. Managementul e cu totul altceva. Dar și ăilalți care să spună, să-i scoatem pe ăștia de pe piață, că nu știu ce, că nu... când ăștia sunt din punct de vedere economic la zi și derapajele sunt cum sunt. Deci cred că ar trebui să-și vadă de treabă și unii și alții, pentru că populația a decis. Dacă ne luăm după ratinguri, sunt unii de vorbe singuri. Nu spun care să nu se supere. Acum știți dumneavoastră mai bine că știți ce butonați. Dar faptul că e permanent război și între ziariști, și asta e o mare problemă. Am văzut pe celebrul ziarist și scriitor Cristian Tudor Popescu, pentru mine n-a fost niciodată, bine, e cunoscut, n-a fost de apreciat, deci dacă maestru Cristoiu poate fi numit ziarist și are, atenție, are și o calificare în domeniu, Cristian Tudor Popescu e făcut la apelul de seară, a fost inginer, nu știu de care, a scris niște cărți în care l-au făcut scriitor, să spunem, dar știți cum e, am analizat de foarte multe ori discursul său, apropo, o părere proprie și personală, mi-o asum. Știți cum e? Dacă toată lumea zice că e neagră, CTP-ul zice că e albă. De ce? Nu că ar crede în ideea respectivă, că la o săptămână poate o schimbă invers, ci ca să fie în evidență. Nu, domne, nu e așa, dar e așa, chestii ca să ieși în evidență, să fii totdeauna gică contra. Și apropo de chestia asta, am văzut, știți, povestea lui cu Dacia 1300, care nu știu ce și nu știu cum. La cât câștigă, sau la cât câștiga acum, de când merg mai greu și gândul și celelalte, s-ar putea să nu mai câștige atâta, nu știu asta, la cât a câștigat de-a lungul anilor din presă, și știți că are destule, chestia cu mașina mică de la Pașop nu ne încălzește foarte mult.
Nu, de ce v-am provocat? Că n-am nimic nici cu Cristian Dură Popescu, nici cu Mircea Badea, nici cu ceilalți care se tot dau cap în cap în ultima perioadă. De fapt, fac deliciu, că, deliciu presei și fac deliciu oamenilor, că dacă oamenii se uită la ei, înseamnă că asta le place. Altceva vreau să spun despre asta. Cred că păcătuim în lumea presei cu unii care se cred... Deci ziaristul ar trebui să reflecte, eventual și ca opinie, să-l facă să înțeleagă pe cel care se uită la el ce se întâmplă cu actorii politici, economici, nu știu ce. E, vreau să vă spun că sunt unii care sunt instituții în sine. Adică nu contează ce spune Klaus Iohannis, nu contează ce spune Traian Băsescu, Victor Ponta sau mai știu ce alt lider, ci contează ce spune CTP-ul. Și că, știți, spune Gică Contra. E, părerea mea ar fi că să nu luați, chiar dacă vine, să zicem, din partea tot din lumea presei, nu luați drept bună așa. Deci nu avem, cum să vă spun eu, nu știu ce, putem să citim, să cităm o părere, dar vă spun, sunt alți ziariști de prin rang în România care ar trebui văzuți și ascultați. Un Emil Hurezeanu, de exemplu, toată stima pentru el, un om echilibrat, nu o să-l vezi niciodată eu și nu știu ce. E, pe la alții se mai practică, eu am făcut, eu am dres, eu am nu știu ce. Că ai scris o carte, că ai scris două, unele cu succes. Apropo de succes, eu vă spun că știți că președintele Iohannis tocmai a anunțat că acea carte a lui Pas cu Pas a depășit 100.000 de vânzări, peste 100.000 de exemplare. Vreau să vă spun eu că CTP-ul din ce a scris în ultimii 25 de ani n-a vândut 10% din ce a vândut Iohannis acum în, cu o singură carte. Așa că despre ce vorbim. Și nici pe site-urile respective nu prea e. Dar în fine, nu asta vreau. Deci nu sunt foarte apreciați. Bun, am intrat în lumea presei, e o lume spinoasă, nu vreau să ne războim cu nimeni din acest domeniu. Ne întoarcem însă spre leitmotivul emisiunii de astă seară, bugetul. Pentru că vreau să vă spun că, deși, spuneam, salariile nu prea cresc, ba din contră, și s-a plâns DNA-ul și toate celelalte, vreau să vă spun că există, există și vești bune. Deci, bugetul Ministerului Muncii pentru 2015 este mai mare decât anul trecut. Ministerul Dezvoltării are mai mulți bani ca anul trecut. Ministerul Finanțelor are mai mult decât anul trecut. Ministerul Agriculturii are mai mult. Deci vreau să vă spun că, în general, toate ministerele, inclusiv transporturile, au mai mulți bani decât anul trecut. Dacă vom avea și autostrăzi, ar fi foarte bine. Din nefericire, știți cum e? Pe hârtie e ceva, totul dă bine. Când ajungem la partea practică, avem o problemă. E adevărat însă și altceva. Să știți că pentru prima dată mi-a sărit în ochi o declarație a ministrului bugetului, Vâlcov. De ce? El spunea că de data aceasta nu vom mai aloca banii de investiții în trimestrul 3 și 4. E, vă spun eu, el i-a alocat de obicei la sfârșitul anului, de practic banii erau aruncați pe fereastră, pentru că dacă faci lucrări în noiembrie, decembrie, știți cum se întâmplă. Dar în România se întâmplă. Dar ce vreau să vă spun? A, dacă vin în mai, în iunie, e altceva, banii pot fi cheltuiți, se fac și lucrări de calitate. Dacă se țin de cuvânt guvernanții cu o chestie de genul ăsta, ar fi foarte bine. Însă știți cum e toată chestia? Să se și țină, că am mai văzut noi promisiuni de acest gen, fără să fie ținute. Venim spre Gorj, pentru că vreau să vă spun că sunt două evenimente care s-au petrecut astăzi, pe care aș vrea să le comentăm. Unul dintre ele l-am anticipat, dacă țineți minte, dacă ne-ați urmărit din această săptămână, în sensul că la ședința PSD Gorj nu s-a întâmplat nimic. Adică președintele executiv al PSD, Ion Călinoiu, și-a depus mandatul în fața colegilor, dar l-a depus degeaba, că a plecat-o cu el acasă. În timp ce vitejii noștri parlamentari s-au făcut că plouă.
De fapt, apropo, bine, unii bănuiesc că au fost deținuți de probleme importante, deci nu așa. Dar vreau să vă spun că nu s-a mai întâmplat nimic. Deci, cum se spune, Ion Călinoiu a venit cum a plecat, toate lucrurile sunt ok în rândul PSD Gorj. Și având în vedere că vorbim de peste 50 de primari, cred, la nivelul de Gorj, care sunt la PSD, totul pare în regulă, cel puțin la acest moment, pentru partidul de guvernământ. Al doilea subiect se referă la protestul minerilor din Valea Jiului. La ora când vorbim, de fapt ați văzut pe Crol, colegii mei v-au ținut la curent cu ce se întâmplă în Valea Jiului. Vreau să vă spun că între timp protestul s-a terminat și, de fapt, ce li s-a promis oameni, pentru ce au făcut protestul și azi noapte și astăzi și nu știu ce, ba din contră, au intrat și în sediu, au forțat și intrarea în sediu companiei. E, foarte interesant, li s-a promis că este schimbată conducerea. Bun. Dar oare numai ăsta e motiv? Eu am, adică din ce știu eu, oamenii într-adevăr au dreptate în sensul că cer salarii mai mari, cer tichete de masă, tichete cadou și mai cer, nu știu ce cer, dar este și adevărat, nu comparăm situația din Valea Jiului cu situația de la Gorj. Mineritul gorjean cu problemele de le are, cu managementul, în fine, cum zic alții, cu managementul care îl are CEO-ul, tot mineritul gorjean trăiește pe propriile picioare. Cel din Valea Jiului nu. În Valea Jiului, încă de pe vremea lui Ciorbea ca prim-ministru, știți cum se spunea că bagi 1000 și scoți 5. E, din nefericire să știți că în Valea Jiului tot cam asta se întâmplă, dar oamenii ăia care își riscă viața zi de zi ca să intre sub pământ, mai au o problemă. N-au de niciunele, n-au de protecție, n-au nimic și de aia s-au întâmplat atâtea drame în ultimii ani. Ar trebui analizat dacă avem nevoie de huila din zona respectivă și cu costurile respective, pentru că la acest moment ne mințim singuri, în sensul că, din ce am înțeles pe cifrele acelea economice lansate, nu numai că complexul energetic Hunedoara este în colaps, dar nu are șanse de redresare niciodată. Gorjul are și o șansă în plus că avem cariere de suprafață. Costurile de exploatare sunt mai mici. În timp ce la Hunedoara problemele sunt mari pentru că, gândiți-vă, se coboară la o anumită adâncime în subteran. Și de aceea este o mare problemă. Dar altceva vreau să vă spun. Deci, ce aveau oamenii ăia de au ieșit în stradă? E da, situația lor și nu știu ce și nu știu cum. E, ei în loc să-și ceară salarii și alte lucruri, au cerut de fapt demisia, nu cedăm unitate, ieșiți afară, javre ordinare. Dar să te mulțumești cu o promisiune, că vă dăm ceva, știți cum făcea Ceaușescu în ultima zi de când a fost la Comitetul Central. Vă mărim alocațiile. Și schimbăm conducerea, gata, am rezolvat toate problemele. Oare? Deci eu refuz să cred că cei de la managementul de la Hunedoara, nu știu cine sunt, dar nu asta e problema, nu ar vrea ca lucrurile să meargă. Dar problema de, vorbim pe cifre, cred că trebuie ca statul să ia o decizie pentru că situația în zonă este foarte deteriorată și cei din Valea Jiului chiar nu au ce face. Deci trebuie găsită o altă soluție. Dar și de a arunca în continuare bani pe huilă când nu poți, efectiv te costă atât de mult, este o problemă. Dar altceva, trebuie să ne gândim și la un alt fapt, și am mai spus asta. În toată Europa, hidrocarburile, cărbunele, este redescoperit, se folosește din ce în ce mai mult. Numai noi românii vrem să-l scoatem. Ba din contră, noi să îndeplinim condițiile de mediu încât pe alții nu sunt așa de drastici, apropo de țara Galilor, dacă am înțeles bine, pe lângă Germania, Polonia și ceilalți. Cred că avem o problemă și din acest punct de vedere. Am lăsat voit
mai la sfârșit un subiect despre care presa de astăzi efectiv n-a vorbit. Deci cu un simplu, să zicem, o amintire a ce s-a întâmplat aseară pe un post național, nu s-a întâmplat nimic. Adică, mai curând, într-o emisiune de pe Realitatea, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție, Viorel Salvador Caragea, a fost făcut iar albie de porci de câțiva dintre adversarii săi, chiar din interiorul poliției. Dar vreau să vă spun, nu e o știre de ce. Aceleași acuzații s-au mai făcut și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Au fost cercetate, dar nu s-a întâmplat nimic. E, în condiții astea nu este o știre. Dar pe de altă parte, cred că autoritățile din MEI ar trebui să rezolve cumva situația asta de la Gorj. Adică, bun, am înțeles că ajunctul șefului IPJ are ceva de comentat, adică sunt lucruri pe care îl acuză pe cel mare. Normal ar fi ca unul dintre ei să plece. Dacă nu se pot înțelege între cei doi, unul ar trebui să plece. Nu vi se pare normal? A, și dacă sunt lucruri penale și ăsta, justiția să-și facă datoria. Dar, cum să vă spun, parcă a surprins puțin faptul că doar câțiva vitezi au mai arătat, au intrat în direct și care au spus nimic. Deci, dacă mă credeți, întâmplarea a făcut să văd declarația deputatului Scarlatti Riza, cel cu scrisoarea aceasta. Eu pe domnul Scarlatti Riza aveam, adică îl cunosc de foarte mulți ani și aveam impresia că știe ce vorbește. Aseară n-am priceput absolut nimic. Poate eram eu obosit. Dar, sau dânsul. Eu mai degrabă cred că dânsul, având în vedere și diferența de vârstă. Dar asta fie vorba între noi. Ne apropiem de finalul emisiunii. Înainte de a ajunge la final, și vă spuneam că sunt și alte subiecte importante astăzi, vreau să vă spun că printre ele, unul dintre, să spunem așa, care atrage atenția pe lângă protestul minerilor, se referă la faptul că suntem în preajma unor evenimente importante de natură politică. Adică pe 21 vom avea depunerea jurământului de președinte, vom avea un nou buget și un nou guvern. Pe de altă parte, apropo de știri, știți că spuneam că nu vedem dintr-o anumită parte. Se pare că în următoarele săptămâni, cel puțin așa circulă pe sursă, vor ajunge din nou în fața procurorilor și Adrian Videanu, și Ion Nicolae, și mulți alții care, atenție, noi vorbim de la un președinte de Consiliul Județean de 1 milion și ceva, 2 milioane de euro prejudiciu. Păi știți cât e prejudiciu la Videanu? Vreo 800 de milioane de euro. Știți cât e prejudiciu la Ion Nicolae? Iar câteva sute de milioane de euro. Ce vreau să vă spun? Vedem cum se va rezolva cu justiția. Vreau să vă spun că se anunță evenimente importante. Înainte de a vă mulțumi pentru atenție, trebuie să fac un alt lucru care îmi face plăcere. Să mulțumesc pentru atenție, să-i urez la mulți ani lui Gigi Vasile, care astăzi face o frumoasă vârstă, și să vă las pe mâna lui pentru următoarele 2 ore. Mulțumesc de atenție, la revedere!